să invit pe Ilie Roșu, care pe 1 decembrie a terminat al 50-lea maraton, purtând steagul României. Și am înțeles că ai alergat maratonul de pe 1 decembrie cu acest steag? De fapt, au fost două steaguri. Mi-a fost foarte greu să stabilesc cu ce trapele voi alerga cel de-al 50-lea maraton și am ales să alerg cu două trapele ale României. Două trapele pe care eu le-am mai folosit la maratonul din 2011, dar am alergat atunci cu 5 trapele. Am avut trapelul României de două ori, steagul Uniunii Europene, un steag al Organizației Națiunilor Unite și un steag NATO și cu un mesaj inscripționat pe tricou, România-Moldova împreună. Toată lumea a crezut că cel de-al doilea drapel este steagul Moldovei, dar de fapt era cel de-al doilea drapel al României. Și practic, visul meu de a alerga 50 de maratoane cu drapelul României a început la Roma, atunci când un grup de români, cărora m-am alăturat și eu, am transmis un mesaj la maratonul de la Roma, un mesaj împotriva discriminării românilor din Italia. Și am ales să alerg cu drapelul României și drapelul Italiei. Toată lumea a pariat că nu voi reuși să duc în cursă cele două drapele. Am reușit și de atunci, din data de 21 martie 2010, eu nu am mai lăsat drapelul României și l-am luat peste tot în lume. Am alergat pe toate continentele cu drapelul României. Am alăturat drapelului României întotdeauna drapelul țării gazdă și am avut un mesaj pe tricou scris România, țara unde am alergat împreună. Practic, acele cuvinte pe care Alexandra le-a rostit la începutul activității împreună, eu le-am întotdeauna inscripționate pe tricou. Cuvântul împreună nu lipsește și atunci când alerg în străinătate, adaug în plus și cuvântul pace și prietenie. Practic, totul a început după maratonul de la Boston, când am fost cazat în New York, am vizitat sediul ONU și am vizitat atunci o expoziție la sediul ONU, o expoziție în care erau fotografii cu copii din Africa care sufereau de malarie. Și atunci am fost atât de impresionat încât, nu știu, am fost conștient, inconștient, mi-am propus că voi face o cursă pentru acei copii. Și într-un proiect pe care l-am desfășurat împreună cu alții doi colegi din România, granițele nu sunt limitele, și în care noi ne-am propus să alergăm 6 luni câte un maraton pe fiecare continent, am reușit acest lucru, m-am trezit dintr-o dată în Africa, în Maroc, în localitatea Marrakech. Și atunci mi-am amintit de acea promisiune pe care mi-am făcut-o și am zis că voi dedica această cursă copiilor din Africa care suferă de malarie. Am alergat atunci, n-am găsit un drapel bun. Am căutat peste tot și nu am găsit. Erau steagurile tuturor echipelor de fotbal din Europa, dar un drapel bun nu am găsit. Am alergat fără acel drapel, am făcut o filmare, mi-am făcut o declarație că alerg pentru acei copii pe care m-au impresionat în acea expoziție și am întâlnit pe traseu copiii sărași din Maroc. Am alergat împreună cu ei. Probabil că erau zeci, sute de copii care alergau după steagurile mele și probabil că niciunul dintre ei nu știa că eu dedic această cursă, le-o dedic lor, acelor copii. Și De fiecare dată când plec într-o cursă ca să reușesc să duc 4 ore drapelele ridicate, înălțate deasupra capului, trebuie să rostesc niște cuvinte care sunt energizantul meu înainte de cursă, că alerg din dragoste pentru România și acest lucru m-a făcut întotdeauna să ajung până la capăt, să reușesc să alerg 50 de maratoane cu drapelul României și
făcând un calcul, am alergat, practic, distanța rutieră din locul nașterii mele, de la Jud, până la Roma, acolo unde a început prima cursă cu drapelul României. 2070 de kilometri am alergat cu drapelul României, cu drapelul României l-am dus de 50 de ori, drapelul Uniunii Europene l-am dus de 30 de ori, l-am luat, drapelul Uniunii Europene l-am luat cu mine pe tot globul și am făcut acest lucru ca să arătăm că noi românii suntem niște europeni. Am pus drapelul României între cele mai mari simboluri ale lumii, nu întâmplător. Am pus acest drapel în cursele mele alături de steagul Uniunii Europene, de steagul Organizației Națiunilor Unite, de steagul NATO și împreună cu Alexandra. Alexandra m-a convins anul trecut, trecând pe lângă standul ei, m-am oprit și i-am întrebat, ce cu pacea mama România? A început să-mi explice, păi zic, eu fac și asta, de mult timp fac chestia asta. Zic, uite, am alergat cu un mesaj pe tricou, am simțit asta, împotriva distrugerii munților. Protejați pădurea, protejați munții. Și chiar i-am arătat acele tricouri. Zic, uite, de anul trecut, de acum 2 ani, zic eu, am simțit și am făcut acest lucru. Și Alexandra m-a întrebat dacă aș putea să alerg la Maraton Internațional București cu un mesaj pentru drepturile naturii. Am acceptat. Am văzut că, practic, noi avem multe lucruri în comun și am reușit să... Am alergat acel maraton, a fost foarte frumos, am reușit să transmit acel mesaj, dar mai presus de orice, în cursele mele, eu m-am cam săturat de alergat. Am făcut primele 10 maratoane fără steaguri, după aceea a trebuit să inventez ceva ca să pot, mai departe, să pot merge mai departe. Am alergat 50 de maratoane cu steaguri și între timp am devenit și organizator de maratoane. Am organizat în România, practic un om nu poate singur să organizeze un maraton, dar pot spune că am inițiat 8 maratoane, 8 maratoane oficiale, cu medalii, cu clasament. Și unul dintre ele a fost Maratonul Delta Dunării. Am un mare respect pentru oamenii care trăiesc în Delta Dunării și care au contribuit ca Delta Dunării să arate cum arată ea astăzi, chiar dacă putea să fie și mai bine, putea. Dar oamenii aceia s-au străduit prin faptul că au trăit în mijlocul naturii și au păstrat-o pentru noi. Și am organizat un maraton, Maratonul Delta Dunării, în care am reușit să atrag și pe Alexandra să participe la această competiție și să organizeze acolo un simpozion la capătul României, la Sulina, unde se termină Uniunea Europeană și unde am reușit să o conving pe Alexandra și pe Diane Sharp să alerge semi-maratonul. Deci, pe vapor, a reușit să fac acest lucru și împreună au alergat semi-maratonul. Nici nu se gândeau ele că atunci când au urcat pe vapor vor alerga 21 de kilometri. Au reușit acest lucru și eu le mulțumesc. Și le-am propus un proiect Alexandrei. La anul la Geneva este maratonul UNICEF. Eu mi-am dorit foarte mult să iau steagurile mele și să alerg acest maraton. Alexandra mi-a propus să alerg acest maraton. Voi alerga acest maraton cu 4 steaguri. 3 dintre steaguri știu deja care sunt, mai rămâne să stabilim pe al 4-lea și cu un mesaj pentru drepturile naturii. Mulțumesc, Ilie, și îți mulțumesc pentru cadou, fiindcă nu mai alergasem de 5-6 ani de zile și mi se făcuse puțin frică să alerg. Dar vreau să vă spun ce m-a determinat să alerg la Sulina. Unul din participanți, tatăl maratoniștilor. Tatăl, avem un... Are 79 de ani. 70. Și Moșu Ion este un alergător,
Gheorghe Moșion. Moșion este numele lui și prenumele este Gheorghe. Are 79 de ani și aleargă alături de noi în cursele oficiale de semi-maraton. Maraton nu mai poate. Și noi îl considerăm tatăl maratoniștilor din România. Și a venit, eu nu sunt adeptul curselor de semi-maraton. Eu vreau partea extremă, vreau numai maraton. Dar faptul că Moșion a devenit prietenul meu și și-a exprimat dorința să alerge la Sulina, mi-a spus povestea dânsului, el chiar era din județul, s-a născut în județul Tulcea, a plecat de la 18 ani de acasă și s-a stabilit la Arad. Și n-a ajuns niciodată la Sulina și mi-a cerut să organizez un semi-maraton la Sulina. Și l-am organizat pentru Gheorghe Moșion și m-a călcat pe suflet și pentru prima dată am organizat un semi-maraton de care a beneficiat și Alexandru. Bravo! Acum am zis așa, dacă un om de 79 de ani poate să facă un semi-maraton, trebuie să pot să fac și eu. Și am alergat cu el, alături de el, toată cursa. Și așa, hai, am terminat în 3 ore, dar s-a putut. Și dau seama că oricine dintre noi poate să alerge 21 de kilometri. Am acasă, deci am alergat cu drapelele în cursele de maraton din exterior, cu drapelele a 17 țări. Am acasă 17 drapele care au alergat maraton, plus drapelele României, plus drapelele organizațiilor. Am o colecție de drapele care probabil și va găsi locul într-un muzeu. Acest drapel, drapelul acesta are 50 de maratoane, a făcut turul lumii, turul continentelor. Singurul loc unde n-am ajuns și mi-aș fi dorit să ajung a fost în Antarctica. Când am alergat în Santiago de Chile, împreună cu colegii mei am vrut să căutăm o cursă, să mergem în Antarctica, să măsurăm 42 de kilometri, să alergăm și să venim după aia să ne întoarcem în Chile. Cei care conduceau o companie au crezut că suntem niște persoane bogate și ne-au cerut un preț de vreo 50.000 de euro. Trebuia să vând casa pentru asta, bineînțeles că am renunțat. Și pentru că tot timpul m-a frământat acest gând că nu am reușit să alerg în Antarctica, anul acesta am adus Antarctica în România, am organizat primul maraton de iarnă pe zăpadă din România, la minus 13 grade, pe zăpadă, în zona Râșnov, iar în 16 februarie, anul viitor, va fi ediția a doua, care va trece prin două locuri deosebite ale României. Va trece prin cetatea Râșnov și pentru prima dată va trece și prin Castelul Brad.